Cătălin. Ioane, ce părere, fratele meu, mă, fratele meu, mă. Ai văzut în ochi? Bă, fratele meu, uite, m-a oferat. Da, o, e bine, așa e bine. Stai așa, știu. Ai stat ceva? Eu, ai stat o grămadă? Am stat 3 ore până în 2 ore, am stat după... A fost doctorul, în operație. Aia, da? Pune geaca, Ioane. Oh, da. Am stat după... Da, să ține. Stai puțin aici, stai să mă duc până la baie. Hai, cu griji. Ce? Hai că s-a făcut griji. Dacă s-a făcut griji, e fratele meu. Nu numai el, și eu, toți. Hai, fratele meu, și unde e aici? Trage mașina aia, spus să tragă mașina aici. Trage mașina aici. Da, da. N-am mai avut răbdare să stea, nu? Da. E așa să fie. Nu mai au răbdare să stea. Am venit aici singur, vedeți? Am venit singur, am stat, am intrat la doctor singur, au plecat. Lorile, copiii, hai. Hai la. Să vă trăiască. La revedere! De parte? Ai dat la parte? Da. Nici nimic, acum... Acum, sincer, mă ustură. Mă ustură, dar mi-a zis că până mâine îmi trece, pot să dau bandajul jos. La somn, când te bagi la somn, îl dai jos, nu? Bandajul. Da, înainte de a mă băga la somn, îl dau jos. Okay. Dau bandajul jos. Și acum plec la mașină, vom pleca la Pitești, prieteni, revenim cu mai multe detalii. Stau aici. Lasă-ți pe Ali. Stai aici, tu ești fratele meu cu mine la spital, aici. Dă-i clinica să se badă, uite. La ce clinică să-ți fac? Gata, că n-avem voie să facem reclamă, da? Nu facem reclamă. Cred că trebuia farmacie. Dar la farmacie să... Ia să merg și eu la farmacie. Hai. Păi tot să fii la după masă. Hai, ușor, vreau. Vreau că te filmez, da? Da, dar oprește, că n-avem voie. Hai să oprește aici. Hai, hai grijă, Leo, la bordura asta. Ce? E o bordură aici, ai grijă. Oprește acum, Cristi, gata. Gata, prieteni, suntem aici cu doamna Tache, uite, cu domnul fratele meu, Vitreg. Da, care mi-a promis. Și cu al mic. Da, cu Ali. Suntem la McDonald's, prieteni, la Mac. David, ai răcit cam de mult. N-a răcit, e iritat în gât, n-am fost cu el la doctor. Ai iritat în gât? Nu are nicio răcire, dar a rămas iritat. Deci mă vedeți, prieteni, cu bandaj la ochi sunt. Da? Vă place? M-am operat la ochi, adică mi-a făcut o injecție de-aia astăzi iar. A zis să vedem dacă trece într-o săptămână, două, că s-a spart niște base de sânge. Tot ca înainte, care am... Dar am făcut operația data trecută, da. Să sperăm acum că e bine. Ioane, ce faci din nou? Să zic, că a zis că îmi dai 10 lei numele. Da, îi lasă că-ți dau, dar după operația mea ce zici? Să te faci bine, zii. Da. Ai grijă, zii, cu... tu zici să-ți dau 10 lei, hă? Ai grijă cu mâncatul. Păi ce mănânc eu, mă, că nu mănânc nimic, mă. Aia trebuie să mănânc. Ha? Trebuie să mănânc. Să mănânc? Orice. Păi nu mănânc orice. Da, vii, dă-și comandă de la Mac de aici. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Vreau și un filet of fish. Meniu carton și băutură. Doar sandwich-ul. Da. David, ce este? Un sandwich Big Mac? Da. Da. Un sandwich McChicken? Da. Și... Fish Mac. Da. Ce mai vreți? Da, și mie un barbecue special, dar doar sandwich-ul. Atât? David, ce vrei? Da. Acum nu mi-a luat. Stai puțin, am luat David. Și stai un pic, pune și un ketchup ca să poți să... Dai unde să pui ketchup? Dai și o maioneză, iei o maioneză și un ketchup, iei. Și-mi dai și o maioneză și un ketchup? Da, David, merge. Da. Așa. Și ce mai vrei, mai vrei? Nu. Nu. Vă luați-vă voi semisul dacă vreți.
Atât. 75-70, mă dau la telefon, mă rog. Da. Vreți suc? Doamne, vine vorba lui patru ani, atât scumpi. Vreți suc? Un cola. Vrei da. Cartof sau cola, ca să mai un combo? Da, cartof. Pe ori cartof, ori cola. Cartofi? Nu, cu da, cartofi ai? Nu, adică nu știu. Da. Mai e un semn. Mai dați un puișor cu cartofi. Da. Atât. Următoarea fereastră, vă rog. Deci următoarea fereastră, Tache. Tache, tu ce ai comandat? Ce mi-ai dat? Zic, ca să te vadă patrona, ce mănânci? Hamuș. De care hamuș mănânci? De pui. Hamuș de pui? Tu, Ioane? Și tu de pui? Asta, dacă stai cu și tu, bândaune al mic? Eu, Big Mac. Oh, bravo, Vita. bravo. Bândaune. Vita, eu mănânc și eu de la ei niște cartofiori, niște alea, prieteni. Nu, că n-am voie, că sunt cu sare. Bă, lasă-mă în pace. Păi sunt cu sare, nu. Lasă-mă, sare. Păi nu-mi dai tu dintre ai tăi. N-ai voie la orice. Nu trebuie să-mi dai tu dintre ai tăi. Nu dintre ai mei, că eu îți dau, dar n-ai voie. Păi lasă, nu mai fi tu hoț așa. Tu ești hoț. Nu sunt niciun hoț. Doamne. Am zis pentru sănătatea ta, Leo. Da, dar și tu pentru sănătatea ta, tu și ești prea rău. Ai înțeles, David? Așa că nu mai vorbi. Ai înțeles? Uitați lumea, prieteni, suntem la București, la McDonald's, la McDonald's din București, capitala României, prieteni. Sunt de mașină, n-am vreo să mai cobor jos, mai cobor jos, Soane? Nu mai cobor, că o ia razna. O ia razna, zici și o ia razna, eu. De vedeți cum sunt cu ochiul, prieteni. Sperăm să fie bine de mâine, prieteni. Sperăm de mâine să fie. Vreau să vă spun la toți prietenii mei și toți fanii mei că sunt bine, prieteni. Sunt bine, nu prea mai mâncat de 5-6 zile de când am fost la spital. Chiar mă simt foarte bine. Vă pupăm, prieteni, vă pupăm. Dar nu, nu. Ia stai să o filmez și eu puțin pe asta. Să văd dacă zăd de toate șervețele, tot ce trebuie, Aline. Păi la următoare, nu e. A, nu e aici, la următoare. Aici plătești, la următoare. A, înțeles, am înțeles, Ioane. Am înțeles, măi, Ioane Diloaica. Aoleu, Doamne, e târziu, prieteni, e târziu. E târziu, pe bune, e târziu. E 8 ceasul. E cam târziu. A fost aglomerat, a fost rău. Pentru că noi acum mergem la pic. Gata, mersi, domnișoară. Uite-l pe Nino. Care e Nino? Când e Nino? În față e Nino. Uite. O, Nino, ia. Uite, uite. Unde e? El e ăsta? El e. Uite, ia-i, ăsta nu-i al lui Nic. Al lui Nic, bă. Păi, uite, te lasă să te scubare, patroana. Te rehamă. Vrei să nu dați cu ușii. Merge și cu hamă. Patroana, vrei să nu dați cu ușa. O, bună seara, bună seara, băieții. Bună seara, băieții, a venit cu plăcățile o de la Strehaia, n-am băgat. Bună seara, bună seara. Ia uite aici. Bună seara. Ia uite-te. Arată-ne ce... Da. Roșu, vișiniu, ceva frumos. Păi ce roșu, da, adică roșu, roșu mai închis, cred. Hamărul ăsta merge? Mai închis, Simona. Aninu. Hamărul ăsta merge? Trebuie să ia 5 metri. 5 metri să ia. Să rămână. Nino, 5 metri ajunge, nu e cam așa? 5 metri, da. Păi uite cât e 5 metri. Da. Păi ce știu că te mașină te mai care avea. Păi Nino, ajunge de acolo. Vedu-mă ca de Aline, mai mândru. 5-6 metri, cât e metru? Cât e metru? Ia de la. Nu, stai că îmi zice acum așa. Vrei să ne zică cât ca să tai? Îmi zici, Simona, cât e, cât dai pe Aline, ca să-ți facă revolu, da? Păi nu, dar nu băgai mai bine astea decât limuzină. Dai mesaj. Hamărul nu mergea. Nu, dar ea întreabă cât e metru. Nino, întreabă cât e metru, ca să luăm mesi mai mult, să bă cât e. Nino, Nino, ajungem în 5. Nino, ce faci?
Te pup, te pup. Ce faci? Mă mai știi sau nu mai știi? Nu te mai știi, mă. Te urmăresc de mult. Bună. E fana ta, Nino. Da? Bine a venit. Andreea. Andreea, ta. Andreea, ești fana? Da. Te-a venit cu la filmarea. Cine e fana ta? Olga. Și Olga, fana. Olga. Înăuntru, auzi, filmarea filmezi aici, înăuntru nu se mai filmează. Și aici unde a venit să și apare în clip? Și apare în clip? Apare, da. Da? Da, da, da. Oricum, am luat multe fete tale. Nu mai avem voie niciunul. Patroană, ia zi, am auzit că ai intră înăuntru, intră înăuntru. Ce mai mă întrebi? Am auzit că ți-a luat Leo Galbenul. Cu mine nu mai vorbi nimic. Am auzit că ți-a luat Leo Galbenul. Aici, patroană, aici. Uite-ai somn pe cel filmarent, ai dicta, oprește puțin muzica, oprește muzica puțin, că am venit și eu aici cu camera. Salutare, salutare, salutăm pe toți, te pup, te pup, da. Frățior, bine, ai venit. Ți-am adus pe patron aici. Ți-am adus pe patroana. Niki. Uite patroana. Uite pe Niki patroana. Ce mai îl văd? Hai, știi că de la obis, cum să nu știi? Cum, ce faceți? Patroane, nu cunoști pe Niki. Să rămână, să rămână. Mănâncă banii mei. Ia, uite, sora mea, originala. Da, da. Niki, uite și pe originala, pe sora mea. Uite și Bogdan, originalul. Salut, Niki. Și Cristi Marin. Nu mai știam, mă, unde te cunosc. Salut. Te faci? Te bine, ce faceți voi? Salut, salut, salutare. I-am adus aici la tine, la studio. Foarte bine, foarte bine. Da, vrem să facem și noi o colindă toți. Mai vii și facem. Vrem să facem o colindă toți. Facem și o colindă. E să mări studioul, Nichi. De aici. Nu-i problemă, mai stăm și în picioare, noi suntem țigani, Nino. Mai stăm și în picioare, nu-i problemă. Cum a fost drumul? A fost drumul, a stat prin magazine 7 ore. Ne-am zis la târguie, la aia. Și ei, frate, de să facem un crime costă mii de euro. Adevărat, deci, pe bun adevărat. Nu mai e nimic ieftin în ziua de astăzi. Păi decât original, am stat cu ea în magazin, deci a cumpărat haine de 2-3 mii de euro. Îți dai seama cât costă clipul nostru? Lui patrona, nu, auzi, crimează și mie. Uite, lui patrona și-a pierdut și galbenul. Lasă-mă, duce cu el, să nu mai văd. Bate galbenul. Aoleu, cum a părut galbenul? Leo, unde i-a pus? Plătim cu galbenul, nu? Okay. Da, a venit patrona să plătească cu galbeni acum la tine, Nini. Facem așa, nu-i problemă. Aici, Nichi. Da? Nu-i problemă. Deci se primește și galbeni. Facem și pe galbeni. Dar vreau să fie melodia adevărată. Auzi, atunci cântarul să cântărim galbeni. Bogdan, Leo, originalul, patrona originală. Originală, care mai suntem? Acopiat suntem toi, nu suntem nima originală. Nu mai vorbim. Acopiat suntem. Olga. Eu plec, gata. Gata, mă enervai. Ia să-i, cum ai zis, că nu mai sunt eu originală? Leo, originală. Stai că vezi. Nichi, ai văzut ce a zis patrona, că nu mai sunt originală? Ce originală? Hai, Niki, Niki, frate, Niki, frate, Stai puțin să termin aici și după aia. Patroană, acum vreau să oprească toată lumea filmările. La canalul Patronicul și familia, pentru că o să postez vloguri pentru voi. Hai că nu mai avem timp. Vreara o să zi vlogul tău. Cum se numește ăla? Nu știu. Să care o Leo. Nu mai pornește în piața ta. Să se aboneze prietenii la canalul Raicon și familia. Stai puțin acum. Stai să termin eu cu filmarea asta mea. Vedeți echipa mea, prieteni, toată lumea. Echipa de șoc cu patroana, cu Olga originala, care cred că s-au supărat și nu vor mai prima în clip cu Olga și patroana. Nici patroana nu vrea să mai filmeze.
Patrona e bătrână, eu sunt Olga Orișoara, eu sunt șefa numărul 1 în Strehaia. Bine, ascultă-mă, tu ești. Și toată România, corect, toate... Corect, tu ești. Planeta, dar da? Ca să apari în clip și să cânți, trebuie să plătești. Normal, taxa... Ai înțeles? O să plătesc cu valoarea mea, plătesc videoclip. Păi nu, eu am foarte mare valoare bine, și dau valoare la toți. Nu, da, nu merge așa. Da, Leo a pus taxă 300 de euro apariția. Dacă nu știu, îl sună cu... Îl sună cu pe de energie cu tobele. Trebuie să vezi acum. Merge, primim și cercei. Olga este persoană publică și trebuie să apară, neapărat. Leo, deci nu trebuie să plătească. Primim cercei aur, primim aur, dacă nu sau bani de aia galben de aia cum aveți. Dar cu 1 milion gramul, numai cu 3 milioane cu care au luat ele. Bă, tu ce ai făcut? Ai venit să mă sărăcesc, să fac melodia, să sărăcesc. Să dau în sărăcie, cu de aia mai trebuie să fac melodia. Bă, nu dau drumul la Castofon și fac eu melodia? Nu, Olga, uite, eu am venit să plătesc cu galben aici la oameni. Tu cu ce trebuie să plătești? Nu vrea lumea că suntem noi originalii. E vorba pentru fanii noștri, plătim pentru fanii noștri. Plătește cash prin conturi, să ne dea un cont și facem livrare. Da, nu-i problemă, prin cont. Uite, ai Bogdan originalul, a zis bine, prin cont, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc. Bravo. Nu, ei să ne dea cont, ei să ne dea cont. Să ne dea cont. Bine, eu zic să nu mai certăm. Dacă are cont de la Revolut, unde e pe piața cu de Revolutul? Da, Revolutul. Eu zic să nu ne mai certăm, că avem de făcut și noi câteva videoclipuri. Trebuie să vină Lizina, trebuie să vină covorul roșu. Gata, hai, opriți. Am luat 7 ofete pentru Leo, 10-15 fete. Nu vine să cred, așa ceva. Am luat 15 fete. Dar așa că dacă vă supărați, nu mai apăreți în clip, băi. Tu și cu mamă ta. I-am luat, vin și bodyguards-i, uite, mă sună. Patroane, ești aici la studio, la domnul Nichi Iaia. La cel mai bun studio din România. Da, mamă. Ai venit să cânti și tu, patroană, să cânti o strofă. M-am dat galbenul de la gât să cânt și eu aici o strofă. Ai dat? Păi uite, galbenul e la mine, patroană, da, nu l-ai dat. Da, plătesc aici cu galbenul să mă bagă și pe mine în strofă, să joacă țiganii mei. Păi lasă să joace țiganii, dar e vorba să cânti și tu, patroană. Când să joacă prietenii mei, fanii mei care s-a rugat pentru tine la Dumnezeu și țigani și români. De-aia fac strofa asta, ca să joacă toată lumea. Dar cânti și tu pe melodie. Cânt. Deci să facem cântăreață, patroane. Da, deci cântăreață. Pentru toți panii tăi, da? Da, pentru toți panii mei si care mă... Oh, si bemol sau un la minor. Uite pe băiatul tău. Concentrat aici pe să... Uite pe Mari. Marinda. Mari, solista noastră. Uite, mă învăț pe patroana să da, cânte. Să cânte, bravo. Da. Dar trebuie să cânti și tu cu ea. Da. Ce avem în mână, romnii. Sărbătura o aveva revoluție. De ele abri, de acum și eu am rădat de el. De ele abri, că mulem, nu-l suport. Te rog frumos. Te rog frumos, ieși aparcă să vă mulem. Lasă că am nevoie de el la videoclip în seara asta, patroană. Doamne, că și vreo bărbară, n-avem o zonă. Aș pune și pe deasupra până la jos ca să fie mai puternic. Patroană, zi. Ești mulțumită ce vezi aici? Da, mamă, să dea Dumnezeu sănătate și la panii noștri care Dumnezeu ne urmăresc. Să scot 100 de mii de euro pe melodia asta. Să scot galbenii. Eu să scot galbenii, da. Eu să scot salbă să-mi fac la gât, că mi-a luat galbenul de la gât, ca să plătesc aici tot ce fac. Da, foarte bine. Pentru fanii mei. 2, 3, 5. Dione. Și eu la fel îi doresc multă sănătate lui Leo, să Ione, fie bine. Du-te fie... după ușa. Tu ești fratele meu, bitre, măi. Da, și... Iese bine. Da. Așa este bine, patron, așa bai e lui. Patrone, ia-te-le meu, hai mă. Bate Cuba. A, că vezi tu. Unde era acolo? Bă, așa nu, da. Hai, patrone, unde te duci? Unde mă duc? Du-te acolo la microfon. Unde mă duc? Deci, prieteni, o facem pe patrona cântăreață. Cântăreață o facem... Aștept, dar Nichi, dar vino să-i pui căștile astea, frate, că nu știu. Da, 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 da. O dicție s-o penau. Lasă că-ți pui acum. Încerci și tu să cânți, patroană. Pe n-au un mandat. Vezi? Aranjez eu pe patroană. Da, vezi, facem să bade pentru toată lumea de sărbători. Pe să aibă și mandat, această Rai melodie. Rai și patroana. Deci Rai Hon și patroana, prieteni. În audiție specială. O să aveți de sărbători o melodie cântată de patroana. Bineînțeles, eu am plătit. Sau, da, hai, trebuie să plătească patroana cu niște galbe. Hai, dă-mă celar. Făceți-vă șucari cu apă de măcelar. Cu apă de măcelar? Da, de cu măcelar. Apă de măcelar. Nu, nu, nu. Cu apă de măcelar, patroană. Aver mare, soacana. Păi am tras-o. Am hai, cade, Rai Holdu. Rai Holdu. N-a Rai Holdu, Rai Holdu. Hai, patroană, hai, zi. Zi.
Ai călele... Numele meu, bal... numele meu, Raifond, zi. De la bal, o Raifondu. O Rai... O Raifondu. O Raifondu. O Raifondu. Raifondu. Mă lasă Rai, Raifaizon. Lasă, zic așa, nu mă mână. Așa, Rai. Olga, ce faci, Olga? Te bag și pe tine cântăreață. Fără că avea la fugaj o bufilmul ăsta. Bufilmul. Așa că avea la fugaj omul, mi-era străhund. Mi-era așa. Avea la cugajul. Hai să vedem pe Olga originală. Auzi ce trebuie să zică Raimond, e vorba originală, da? Sunt Olga originală, mă. Nu. Patroane, lasă că nu vei. Cine o fi? Cine o fi? Eu sunt pată de patroană. Eu sunt pată de patroană. Stai, Cristi. Mi-e pată de patroană. Nu, 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 pe române ce zici? Eu sunt pată de patroană. Eu sunt pată de patroană, forță. Sunt Olga originală. Bă, și sunt Olga. Nu, 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 patroană, hai, stop, ce mai vrei să vorbești? Eu sunt pată de patroană. Hai. Stai așa, stai să mai trag o dată, că poate m-auzi eu. Nu, aici. M-auzi? Nebuna m-a pus cu ea. Eu sunt fată de patroană. E bine, stai un pic, Olga. Stai un pic, Olga, rămâi acolo. Rămâi acolo. Auzi, rămâi acolo, Olga, cântăreață mare ești. Atâta mâncare, ea până mai nu mai cumpăr, mai ia acolo mâncare. Nu e băia acolo, i-a luat-o aliu. Vezi că mă enervez. Unde te duci, Ionule? Aici, în împărăția asta. Am venit să primăm. Dar știți că cred că nu e asta casă și am intrat la oameni în casă. Pe bune. Olga, filmăm clipul aici, uite și pe aici mergem să filmăm. Aici, da. Aici. Aici o să joc eu. Da, aici o să fiu un... Să-i juca surpan, știi? Da. Mamă, unii și-a lăpera. Facem mocturi. Pe bune? Pe bune. Petre dansează în videoclip, prieteni. Olga! Olga e originala, e vedeta serii. Olga, se joacă originala. Hai, hai, hai. Stai, pune. Stai, pune. Stai, pune. Stai, pune. Stai, pune. Stai, pune. Voi ce credeți aici? A spus plasele voastre, papornițele. De ce mi-ai pus în domine aici? Acolo, uite. Voi cum mergi întreabă acolo? Da? Pe ușă. Unde veniți? La principala. Unde e intrat? La mine. Bravo. Unde e David? E aici, aici. Uite că vezi de acolo. Vezi că mașina nu-ți dă mașina în seara. Dar nu știu cum filmezi afară. E la cheta se udă. Nu filmăm în afară. David? Davidescu? Hai, nu te îmbraci, bagă-te, bagă-te costum, hai. Mă duc să mă îmbrac? N-ai, n-ai, Oane. Mari, da? Îmi mergi și pe mine. Deci puneți să plecăm sus, să ne schimbăm. A, dar pe noi. Bă, ce-i să vă de cameră? Care te-a făcut de cameră, nu? Ce-i să vă de cameră? Aici filmăm un videoclip cu toate vedetele noastre de la Strehaia. Uite pe patroana, de Olga originală. Uite și pe Bogdan originală. Eu sunt vedeta originală. Să fie succes. Să fac cafea ceva? Nu, nu, lasă că suntem. Vreau cafea? Vreau cafea? Vreau cafea? Ce? Cafea nu vrei? Nu, 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 doar. Fă-mi și mie una, te rog. Filmăm în lucru, nu, că ieșea așa. Camera trebuie să filmăm o parte aparte. Aici, nu intră în altă parte. Dar normal trebuie să filmăm la piscină. Păcroa asta, nu? Da, mă, ce dacă? Vă puteți să filmăm la piscină. Whisky, vrei? La piscină sau aici, aparte. Să vă pregătiți. Ia să am. Vreau să vă spun ceva. Ioane. Ce? Nu mai cumpăr, acum e destul. Nu. Am eu 3 bani. Nu. Ok, atunci ia și mie, cu sobe de hârtie, cu text și o dată de cafea, știi? Hai, nu te mai. Ha. Hai, mă duc și eu acum la filmări. Ia te vezi pentru pe oricum, original. Hai să mergem mai.
Abra Olga. Unde te duci, Olga? Unde te duci, Olga, sigur, atunci? Unde te duci după Olga, atunci? Unde, doamna, aici? Aici, e patul meu, eu l-am făcut pat. Nu, aici, domn eu. O să duci și tu cu mine. S-a terminat. Radul de Crăciun. Îți place, David? De Crăciun, fii mai bun. Da, a fost, ne-a arătat camera ei. Hai, gata. Ioane, adă-mi hainele aici. Hai. Da, da, da.